este o hotărâre a înaltei curți de casație și justiție pe care nu pot să o comentez. Ce gândesc eu și ce simt? Știu eu. În privința colegilor, astăzi dimineața am avut o întâlnire cu domnul vice și cu domnul administrator, cu conducătorii de servicii și cu directorii din cadrul Consiliului Județean Argeș. Și am stabilit să ne desfășurăm activitatea în aceleași parametri și în aceleași condiții pe care le-am îndeplinit și până acum.